Peste 100 de încălcări au fost înregistrate la 5 zile după ce a început recensământul populației și a locuințelor în Republica Moldova. Printre cele mai grave sunt completarea formularelor cu creionul, lipsa echipamentului, recenzori angajați politic, precum și întrebările manipulatoare. Despre aceasta a anunțat astăzi Mișcarea Civică Tinerii Moldovei, care monitorizează atent procesul de desfășurare a recensământului și notează toate sesizările privind abaterile care se produc. În satul Colibaș, din raionul Cahul, printre cei care merg să intervievieze populația, s-ar număra și un fost deținut. Miron Mihai, responsabil local de recensământ în Cahul, a ales din 3 dosare depuse pe domnul Plăcintă Rodion, care, conform articolul 328, are antecedente penale. Iarăși o încălcare gravă a regulamentului recensământului. În raionul Șoldenești, recenzorii ar fi afiliați politic și ar încerca să manipuleze persoanele chestionate. Recenzorul, care era de etnie rusă, vorbea în limba rusă și adresa întrebări la fel în limba rusă, precum T. Moldavanca. Vedem că întrebarea este adresată într-o manieră în care să se primească un răspuns sau să fie recepționat un răspuns pozitiv, chiar dacă acesta este forțat. Totodată, tinerii Moldovii au menționat că o listă completă a încălcărilor făcute pe perioada recensământului va fi prezentată la sfârșitul celor 2 săptămâni de recenzare. Solicitați de Jurnal TV, reprezentanții Biroului Național de Statistică susțin că informația privind abaterile desfășurării recensământului este investigată. Biroul Național de Statistică o să iasă luni într-o conferință de preză, deoarece timp de 3 zile și vor petrece în teritoriu verificări, ședințe urgente cu luarea măsurilor, deoarece Biroul Național de Statistică este absolut 100% interesat ca recensământul să fie unul de calitate, de ce absolut fiecare sesizare pe care noi am primit-o din teritoriu va fi verificată și vor fi luate măsurile de rigoare. Anterior, reprezentanții structurii au menționat că recenzorii care comit încălcări se vor alege cu sancțiuni. Menționăm că recensământul populației și a locuințelor va dura până pe 25 mai.